Deci, înseamnă că avem și o reprezentantă termoenergetică, ceea ce foarte bine înseamnă că se duce mesajul mai departe. Și domnul Bughiu și domnul Ciucu la conferința de data trecută au ridicat o problemă de bun simț. Dom'le, nu poți să sapi Bucureștiul ca să reînlocuiești țevile. Și putem înlocui într-un an, în mod rezonabil, undeva între 5% și 8%, în condiții în care avem un regim de investiții foarte serios și avem și bani cu care să facem aceste investiții sau proiectele europene sau alt tipuri de proiecte. Și s-au mai ridicat niște probleme, iarăși și domnul Piperea și domnul Bughiu le-au, cred că le-au punctat data trecută, îmbătrânirea forței de muncă în cadrul companiei, faptul că, din câte înțeleg, sunt aceleași salarii nemajorate din 2006 sau ceva de felul ăsta, pomenat domnul 2007, pomenat domnul Piperea, și faptul că spunea foarte plastic, oamenii care ne umblă în subsolurile blocurilor noastre sunt plătiți aproape de salariul minim pe economie. Ori spunea foarte decent, foarte ok, că domnule, trebuie să avem grijă cine ne umblă în subsolurile blocurilor și nu putem să-i tratăm la modul minimul pe economie, pentru că la un moment dat sistemul riscă să intre în colaps în felul ăsta. Și atunci, vorbim de un sistem nereformat de 30 de ani, vorbim de un sistem care este practic în faliment și la propriu și la figurat, și atunci trebuie să vedem din această problemă, din această situație, ce se va mai putea salva. Sau dacă sistemele centralizate de încălzire în general, mai ales cele conduse de stat, au vreun viitor în România. Deci asta e întrebarea de la care pornim. Ce mă bucură este că nu suntem foarte mulți, evident este și situația care există, dar printre cei care au venit și un reprezentant al ambasadei Danemarcei, de exemplu, Danemarca fiind interesată să ne ajute, de pildă, să construim sisteme mai performante. Și interesant lucrul ăsta, ei înțeleg că au un sistem de ardere de deșeuri, care după aceea servesc ca combustibil pentru acest agent termic, care după aceea, agent termic centralizat, care după aceea este circulat în toată zona. Deci cam ăștia suntem. Aș vrea să îi dau cuvântul prima dată unui prieten al asociației și un termoenergetician vechi, domnul Stelian Cristea, care a condus un CET-ul de la Galați. El de mai mulți ani lucrează cu asociația noastră și are un punctaj. Deci am vrut să încep un energetician bătrân. Unde nu mai există, dar nu vrem să ajungem acolo. Da? Nu vrem să ajungem acolo. După care, evident, o să vă dau cuvântul, îi dau cuvântul și lui Carmen Neagu și deschidem discuția. Domnul Cristea, haideți ne auziți, ne vedeți. Eu vă aud foarte bine, dumneavoastră vă văd foarte bine. Salut pe toți cei care sunt în sală. O să vă întorc așa, empiric, asta e. Ca okay. Să vedeți cât de cât, că este o... De ce vede pe ecran, ce vorba? Da? Nu, dar dânsul nu. Dânsul fiind... Dânsul fiind în Canada. Da? Deci un român de-al nostru care a plecat în Canada și a condus o vreme încet. Vreau să ne deschidă discuția. Îmi pare rău că n-am avut confirmarea scris că veniți sau că cineva va reprezenta compania, că altfel gândeam altfel lucrurile, dar o să încep cu domnul Cristea, că nu poate fi decât la început, după care vă dau cuvântul, după care deschidem discuția. Domnul Cristea, ia spuneți. Am să încep cu o precizare. Unul a fost inginer la un CET și anume la CET Giurgiu, care nu mai există. Acum, la ora asta, Giurgiu se încălzește cu niște cazane de apă fierbinte, am înțeles eu. Există o societate care produce așa ceva. Giurgiu. Spuneți că ați studiat problema ca om care ați fost implicat. Spuneți-ne acele punctaje care ne-ați trimis. Cum vedeți problema? Deci cum văd eu problema la București la ora actuală? Exact. E
este în situația în care absolut toate centralele, cam toate grupurile de acolo sunt îmbătrânite. Face excepție un singur grup, cel de la CEDVES, care este pe ciclu combinat gaze, turbina cu gaze și turbina cu apă. Și acolo s-a întâmplat o măgărie, că au cumpărat turbina cu apă cu contrapresiune. Deci iau sistem de răcire, deci dacă n-au, nu există consum de apă, nu există, nu se poate produce energie electrică sau nu, decât să meargă cu turbina cu gaz. Radetul este o societate în care bănuiesc că nu prea s-au mai băgat bani de cam de până anii 2000, în materie de reînnoire de țiri și de putreșită repartare, mai ales domnul că... Domnul Ghiu ne-a spus că s-au refăcut niște țevi, se refac într-un anume cuantum, și ne-a mai spus că și țevile astea el le împarte în două. E un sistem, să zic, central sau secundar. Și că el s-a concentrat pe refacerea anumitor elemente din sistemul primar. Asta ne-a spus anul trecut. Da, dar el, acest sistem care aduce energie, aduce apa caldă, o plimbă în București de la centrale până la consumatori, este foarte lung și de la ce, de unde pleacă până la consumator, unde ajunge, există numai pierderi și randamente sub unitate. Asta este de energie și astea sunt legile fizice, nu se poate face nimic altceva. În schimb, foarte mulți au început să se debranșeze și sistemul este puternic dezechilibrat. Să plimbă debite foarte mari de apă, iar necesarul de energie termică a scăzut destul de dramatic. Personal nu știu cred după ce fel de diagramă ei să funcționează la ora actuală, pentru că urmărind pe site-ul termoenergetica, văd că temperaturile pe care le cer în curs sunt în jur de 90-93 de grade, la temperaturi exterioare ce sunt aproape de 10 grade, care era legal limita la care trebuie să funcționeze un sistem centralizat. Ceea ce e neregulă, deci există pierderi masice mari în sistem și există randamente proaste în schimbătoarele de cărți. Să ai apă de 90 de grade și să o scoți la 40 de grade să te bei cel de la prop, este un randament destul de prost. Dar asta este subtica și nu este. Pe de altă parte, dacă s-ar inițializa sisteme centralizate, dar de mici tensiuni, centrale de bloc la subsolul pământului, apa caldă pentru încălzire ar trebui să iasă pe în jurul temperaturii de 50 de grade, sistemele ar fi flexibile ca acolo în bloc când îl dorim sau când îl locuim. Și n-ar mai fi atâtea pierderi. În plus, pierderile naturale care sunt centrale ar păzi subsolul. Există problema că trebuie să amenajeze subsolul de pentru așa ceva. Dar locurile trebuie conduse și administrate de societăți comerciale care trebuie să facă prostituție. Așa este aici în Camara. Ok, am înțeles. Deci dumneavoastră vedeți o soluție în, să zic, centrală de bloc. Alții au propus o soluție în, pentru un sector sau oricum. Mai mulți specialiști au spus că e destul de greu să plimbi de la sud la nord sau invers agentul termic. Sau să plimbi o dimensiune mare astfel încât ai pierde foarte multe pe drum. Ok, bun. Spuneți-ne în încheiere cum se întâmplă în Canada. Păi, în primul rând, în Canada, încălzirea nu este problemă nici de stat, nici de provincie, nici de primărie. Ok, dar e o problemă individuală. Este o problemă individuală. Deci nu există sisteme centralizate, practic, acolo. Dacă le numiți centralizate, centralele de bloc, da, există astfel de centrale de sisteme centralizate, dar sunt de mici. Nu există orașe unde fie și un furnizor primar în numele, să zic, primăriei, dar agent centralizat, dar toată lumea nu există. Informația pe care eu am luat-o ca informații este că undeva în centrul Montrealului există
Există o serie de blocuri naționale, să zicem, răzbind de noi, alimentate de la o centrală termică din apropiere, dar nu pe considerente de economie, de energie sau altceva, ci pur și simplu de considerente financiare. Costul asigurării contra incendiilor este mult mai mic. În schimb, majoritatea în Canada, majoritatea în provincia Quebec, aici o creștiu, știu foarte bine, să încălzesc electric. Fie centrale, deci într-o casă, fie o centrală cu suflare de aer sau cu aer caldă, electrică, fie avem radiatori, sunt radiatori electrice în fiecare cameră. Ok. Mulțumim. O să opresc aici, o să opresc aici intervenția. Îi dau cuvântul doamna, și după aceea să dau cuvântul lui Carmen Neagu și după aceea continuăm mai departe. Vă rog, doamne, prezentați-vă. Nu, nu-i puneți o întrebare. Acum suntem, prezentăm situația. Deschidem conferința. Avem mici prezentări de a vedea situația. Spuneți-ne din punctul nostru de vedere cum vedeți situația propriei companii pe care o reprezentați. Și mai sunt 62, nu? Mai sunt 62, da. Da. Bun. Problema, să zicem așa, cauza care a dus la distrugerea sistemelor de încălzire, în primul rând, a fost legislația deficitară. Ok. Deci, ca să nu mai vorbim, în 2006, când s-a obținut această lege, pentru că Legea Generală a Serviciilor e legea 51, care deservește toate serviciile, dar la un moment dat, în 2006, scuze, doar să încerc să-mi fac și pe domnul Puric. Alo? Domnul Puric, suntem în discuție, aici am început, doar vă pun pe, în stand-by. Pe... Da, Răzvan, stai puțin că trebuie să fiu mai tare ca să te aud. Ok. Vă rog, doamnă, continuați-vă ideea și dacă nu vă ar deranja, vă deranjați să vă mutați aici să vă audă și oamenii, să nu vă supărați. Haideți, veniți și vorbiți cât de tare se poate și o să vă rog să vorbiți și la microfon și stați și pe scaun ca să vă audă toată lumea în condiții ochi. Cele mai moderne ceturi, ca să zic așa, din lume, de la momentul respectiv. Vorbeam de instalațiile care au fost construite. Deci toate ceturile, vorbesc și la nivel de București și la nivel de țară, au fost construite, în primul rând, pentru zona industrială. Deci fiecare cet, cum spunea mai devreme domnul, în primul rând producea energie electrică, abur, joasă și înaltă presiune, după care venea apa caldă. Deci, în momentul în care, după Revoluție, au început debranșările în masă, au fost tot felul de binevoitori, ca să zic așa, care au distrus sistemul prin centralele de apartament, că a zis că este o sursă mult mai rentabilă, mult mai, să zic așa, la îndemâna oricui că ai apă caldă și căldură cum vrei tu, au avut grijă politicul de la momentul 2000 încoace, ca să distrugă tot ce însemna sistemul de termoficare. Legislația care trebuia, așa cum este în toate țările, și europene, și, mă rog, în țările dezvoltate, în loc să fie o legislație care să aibă o continuitate, a fost o legislație deficitară. Eu personal pot să spun că sunt o luptătoare.
ne puteți spune că în ăștia 30 de ani prima și singura și cea mai mare problemă a fost cu legea. Că dacă legea ar fi fost... Lăsați-mă să termin. Eu v-am spus că este una dintre cauze. Okay. Deci e una dintre cauze și care... Și o vedeți principala cauză? Și o vedeți principala, pentru că toate țările de care v-am explicat au avut fiecare o legislație. În primul rând, serviciile publice sunt cu legislația lor și fiecare localitate și la nivel de țară are o legislație pentru servicii. Pentru că serviciile, după cum știți, sunt sociale majoritatea. Deci sunt servicii care trebuie să vină în ajutorul cetățeanului. Deci de-aia și spune că nu ai voie să ai un profit mai mare de 5%. Deci nu este un serviciu care să aducă profit entității respective. E un serviciu social. E, pentru faptul că legislația a fost deficitară, pentru faptul că nimeni nu a vrut să își asume, vorbesc acum de primăria Bucureștiului, da? Deci nimeni nu a vrut să-și asume o povară atât de grea, da? În care să mulțumească și societatea care distribuia energia termică, să vină să-i dea bani la timp, să-i dea bani de investiții, să-i aloce subvenția la timp. Deci toate aceste probleme au dus unde au dus. La nivel de țară, fiecare primar a venit. Unde au dus? Credeți că suntem în colaps? A mai rezistat acest sistem? Unde sunt? Vedeți părerea mea sinceră? Da. Deci nu vorbesc acum, eu absolut sincer. Deci părerea mea sinceră. Ține de noi, toate conferințele sunt pe bune. Deci, asta le spun vorbitorilor. Părerea mea sinceră, că dacă nu se implică de la domnul Iohannis, care a întors legea și care era foarte bună dacă o aveam acum un an, când a întors-o dânsul, dacă guvernul se implică și alocă bani și fonduri, dacă primăria se implică, deci nu avem de ce să avem probleme. Dar nu în ritmul în care s-a construit acest sistem. Pentru că atunci când s-a construit acest sistem, Bucureștiul nu era de întindere atât de mare, nu existau atâtea locuințe, nu existau atâtea șosele, atunci se ducea proiectantul, vedea zona respectivă, dau un exemplu, cartierul Drumul Taberei, cartierul Pantelimon. Deci toate au fost construite, în primul rând s-au făcut utilitățile, după care au venit clădirile raportate la blocurile și așa mai departe. Gândirea asta în care cetățenii erau la coadă după industrie și designul în sine al sistemului actual mai are șanse să supraviețească în viitor? Din punctul de vedere, da. Dacă toți factorii politici sunt de acord și dau bani pentru acest sistem. Bun, ei săraci cred că au dat bani, că au dat niște subvenții de niște sute de milioane anual. S-au dat bani fenomenal pentru acest sistem. Poate că o să spuneți că banii au acoperit doar diferența de cost real față exact. De costul... În primul rând a fost subvenționarea populației, da? Care a trebuit să fiecare primărie să aloce o cotă de bani pentru a subvenționa populația, în primul rând, ca să aibă un preț accesibil, da? După care veneau investițiile, care investiții nu prea s-au făcut. Pentru că au fost și primari, ca să recunosc, care fie interesat atât de mult sistemul de termoficare. Le spunea, doamnă, pe mine nu mă interesează, țeava nu se vede, dar panseluța și bordura se vede. Deci au fost și ei. Dar, ca să zic așa, în al 12-lea ceas, nimeni să nu se aștepte de aici, dintre dumneavoastră, că acest sistem se poate reabilita în 5 sau în 10 ani. Deci, acest sistem... Prima întrebare pe care am început este dacă se mai poate reabilita, că mie îți fain. Nu, mă, eu vreau să spun că se reabilitează, dar nu în termen atât de scurt. Sau dacă e cazul să mai reabilităm, să mai păcăm față reabilităm? Ce asta e ori? Păi nu, sunt... Deci dacă ne luăm după o strategie care ar fi trebuit să aibă o continuitate... Știți dumneavoastră o strategie publică? Eu știu o strategie. Ăsta? Eu n-am văzut. Deci am căutat, mărturisesc sincer, am căutat și pe site-ul noastră și pe site-ul primării. Eu nu știu să există o strategie coerentă în domeniul ăsta. Singurul document coerent pe care mărturisesc că am reușit să-l procur, și cred că au avut o parte și vorbitorii cu care intrăm, Otilia Nuțu și Ionuț Burică, un document la Banca Mondială pe termoficare din 2017. E singurul document închegat cu cap și coadă pe care am putut să-l poate și dumneavoastră. Avem și un reprezentant din Danemarca, am avut un studiu făcut pe strategie energetică, chiar de către un domn din Danemarca, în 2007, pot să vă spun, că a fost Rudi Trapec, care a fost pus în primărie, s-a discutat pe el, numai că la acel studiu trebuia să se îndeplinească anumiți indicatori. Are nu s-a îndeplinit. Deci doamna susține centralizarea? Da. Păi doamna să pierd 50 grade. Spuneați că să pierd 50 grade. Din punctul meu de vedere, sistemul centralizat
Alegeri zonă, nu de apartament. Poftim? Pentru 5-6 blocuri. Da, sunt de acord. Sunt de acord să se investească, asta am și spus. Așa, dacă guvernul se implică, onor toate instituțiile statului și fac centrale de quartal, e perfect, așa, pentru că nu mai e nici pierderea de preferenția. Și alea ca alea. Nu, 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 sunt de acord cu asta. Înțeleg, dar explicați. Sunt de acord, dar asta vreau să vă spun că nu se fac în timp. Deci asta vă spun, asta nu se fac într-o zi. Nu. Deci un... Cum a spus domnul Roger, să existe un plan. Sigur că da, o strategie clară, cu zone monitoare, unde trebuie să fie termofitare, pentru că la legea energiei termice a fost întoarsă de domnul președinte Iohannis, tocmai pentru că dânsul vroia ca fiecare într-un bloc, unul să-și aleagă electric. Deci dacă nu întorcea, înțeleg că sistemul ar fi înflorit, domnule, ar fi fost extraordinar, adică asta, aici ne-am opinit. Nu, ascultați-mă, eu nu vreau să fac politică, eu vreau să vă spun adevărul. Ce politică pe aici? Dacă domnul Iohannis nu dădea legea înapoi, în primul rând, aceste societăți de care vorbeam mai devreme, că s-au închis, da? Aveau o strategie, aveau un TVA redus la gigacaloria, este 5%, dar nu i-am predicat președintele să aibă o strategie. Strategie se poate face și mâine. Înțeleg că există ceva din 2007 care avem, am mai scris și Banca Mondială în 2017, dar dumneavoastră ca compania aveți... Adepul are una în 2018, așa. Eu am primit de la un raport al administratorului judiciar în care spunea cum rezolvă cu faliment. Fundamentarea pentru banii ăia e o mini strategie. Da, e strategia de care v-am folosit din 2007. O parte din ea s-a luat în această strategie. Dar e actualizată în 2018. Sigur că nu. Și în ultimii 2 ani s-a făcut ceva pe strategia aia? Adică e în vigoare, funcționează? Împotriva acelei strategii. S-a făcut ceva împotriva acelei strategii. Adică tot ce s-a întâmplat, nu s-a ținut cont. Aia, aproape. Eu nu vreau să vorbesc ceea ce am discuții atent. Eu știu sigur că s-au făcut și să fac demersurile necesare pentru accesare. Dacă dumneavoastră... Accesare ce? Banii europeni. Da. Asta este unul dintre paliere. Adică noi nu putem să spunem, deci singura noastră strategie este să luăm bani de la Europa, vedeți cum e și cu Europa și cu Brexit și nu știu ce, și în rest murim. Dacă nu luăm acești bani, care e strategia? Ce facem? Haideți să luăm Polonia ca exemplu. Polonia a accesat fonduri. Asta e o parte, asta e o parte, da? Pot intra, sigur. Nu sunt primul și cel mai interesat să se rezolve. Deci, strategia din Polonia, 70% din strategie, a fost cu banii europeni, doamnă. Bineînțeles că unitatea locală trebuie să pună pota parte. Știți dumneavoastră că ziceți că sunteți președinte acelei federații? Da? Bun. Mai există un oraș din România care cu banii europeni a făcut ce ziceți dumneavoastră? Da, Oradea. Oradea. Singur exemplu, nu? Sau Oradea. Mai sunt? Oradea este geotermală. Oradea este geotermală. Nu e adevărat, nu e adevărat. Și 100% a ajutat banii europeni sau a contribuit? Da, da, da. Nu 100%, Oradea este geotermală. Pentru că nimeni nu stă 100%. Și nu știu poate cum poate fi pe geotermală. Și am avut proiecte pe fonduri europene. Deci, bun, am înțeles. Deci ne propunem ca Oradea să facem și pentru București, dacă am putea. Sau asta e ideea? Asta e. Bun, mă opresc aici. Stai să facem. Imediat. O să o rog pe doamna Carmeneacu și după aia dau cuvântul și altora. Dar mai avem și oameni pe Skype și încerc să-i alternez, da? Cu toată lumea. Nu plecăm, ne vorbiți de aici. Oricum suntem puțini, timp avem, mă rog, cel puțin de eu, cred și noastră. Nu, nu, stați, că-i dau cuvântul și altora. Eu aș vrea să sugeram lui să-l auziți pe reprezentantul Danemarcii. A, nu, nu luăm de la coadă de la cap. Nu, de la nu suntem în România. O să-i dau cuvântul și reprezentantele. Nu știu ce vreau să aud. Cum de ceea ce a fost proiectat în România n-a mai funcționat,
aceiași oameni care au proiectat, au ajutat și la proiectarea inițială din Danemarca, au făcut ca acolo să fie un succes. Pentru că specialiștii români, care au fost cei care au proiectat sistemele de termoficare din România, au fost în Danemarca, invitați la Copenhaga, în Suedia, la Malmo, și au participat la demararea, proiectelor și strategiilor acestor mari orașe. Carmen, să știi că ajungem în același punct cu toate conferințele pe care le avem. La conferința de educație, aflu că sistemul nu știu care de educație făcut în Africa sau prin Senegal aparține unui expert român în educație care nu știu ce are. Dacă fac conferințe pe IT, aflu că avem oameni în domeniul IT-ului care fac strategii pentru Viena, pentru astea, dar aia nu lucrează cu România. Deci sunt în București, dar ei sunt contractați să lucreze pentru Viena, pentru Danemarca, pentru Olanda. Avem capacitate poate să recunoaștem acești specialiști, că se pare că nu avem. De 30 de ani nu avem capacitate să recunoaștem acești specialiști interni. Vine unul și ne spune că trebuie să ne punem centrale cu gaz toți. Să ne scoatem seama la geamul vecin. În contextul în care în Europa se discută Green Deal și cogenerarea este zona care va lua cel mai mult de preț. Deci eu aș vrea să aud părerea puțin de zonia de marge. Green Deal nu există cu cogenerare. Ba, e. Cum adică nu folosirea eficientă a gazului nu face parte din chestia asta? Cogenerare. Să produci numai căldură nu din se gaz? Nu spune cogenerare, se spune trigenerare, se spune utilizarea la maxim de eficiență a gazului. Păi da, dacă nu știți să citiți, nu știți ce înseamnă cogenerare. Nu, hai să nu ne folosirea eficientă a gazului. Nu este ideea ce el ne poate spune cel mult și care e interesul de aia. Spune tu ce care e interesul ambasadei în subiectul ăsta. Și ce s-a mai făcut. Și că există un paper care, la care i-au lucrat. Ce poate să vă zic, sunt un interior și la ei și am venit din partea șefului comercial la ambasade. Ok. Dânsul este în delegație în Danemarca. Nu știu dacă să spun exact domeniul, dar mă rog. Companiile de acolo sunt interesate să investească, să ajute autoritățile din România pe domeniul de încălzire centralizată în internet. Există un studiu, înțeleg? Există un studiu. Dacă vă pot recomanda un documentar făcut astfel exact la incineratorul din Copenhaga. Ok. Asta e mai poveste. Dar se pare că hrănește sistemul de centralizat de încălzire. Înțeleg că sistemul centralizat este spunea că și incineratorul de deșeuri este o rază de apă. Deci au rezolvat două probleme dintr-un punct. Adică, lovit două păsări cu o singură piatră. General este interesul companiilor de acolo să ajute. Am înțeles. Ok, bun. Imediat o să vă dau și la secundă. Dar mai te rog, spune din ce știi tu pe problema asta, da? Și după aceea stau cuvântul și domnului și deschizi și îl invici pe domnul Purică să răspundă. Da, deci problema... Tu ai condus cel cel, da? Nu, chiar cel tot, dar am fost director de studii și afaceri internaționale la cel. Bun. Prin drag. Prin drag. Până în istoria. În istoria, da. Așa. Dezvoltarea termoficării și dezvoltarea, așa s-a numit termoficare în istorie, a făcut parte din întreaga strategie și viziunea de dezvoltare a sistemului energetic românesc. Da. Da? Deci termoficarea n-a fost ruptă de toată strategia economică a țării, de tot ce a însemnat sistemul energetic și nevoile de sistem. Ne auziți, domnul Purică? Ne auziți? Bă, super. Dacă eu nu-ți ai ceva de spus împotriva acestei chestii, vie să-mi spui, că eu așa am învățat de la tata tău. În anii 60, specificați. Da, în anii 60. E bine. Despre asta e vorba. Problema este că evoluțiile care s-au întâmplat ulterior, în toată structura economică,
mai așteptați, Carmen. Deci, doamna ne-a spus, domne, sistemul a fost gândit pentru industrie, populația era un fel de la și altele. Sau, nu, nu e adevărat. Ca primar. Nu e adevărat. În care energia reziduală. Exact, da, deci gândul primar era la industrie. Da? Sistemul a fost gândit în primul rând pentru a asigura energia electrică. Da. În Bucureștiul, de fapt, are 1400 de megawați, au fost gândiți pentru consumul de energie electrică în cea mai eficientă soluție. Și cea mai eficientă soluție era producerea combinată. În aceeași unitate de gaz, puteam să obțin și energie termică și energie electrică. Bun, dar ceea ce numim astăzi în termenii mei de economist, nu? Ceea ce numim astăzi consumatorul de termoficare sau consumatorul acestui serviciu de termoficare era mai la coadă când s-a gândit designul. N-a fost chiar la coadă, a fost în paralel. A fost în paralel. Bun, paralel. Și dezvoltarea urbană a fost în același timp gândită. Iar în blocul, în sistemul de blocuri condominiale și cum arată ele, nu prea sunt alte soluții. Noi răceam apa, apa aia o răceam noi. Noi răceam apa aia. Noi răceam. În loc de tot exact, asta era scop. Deci se crea ceva. Asta a fost în paralel cu dezvoltarea urbanistică. Da? Bun, mai deci suntem în 2020. Asta a fost în 70. Mai să pupă chestia asta? Deci suntem în 2020. La fel trebuie să facem și de aici înainte ca gândire, ca sistem, ca ce trebuie să urmărim în următorii 20 de ani. Merge aceeași treabă sau continuăm? Merge aceeași treabă tehnic în condițiile de astăzi. De utiliza tehnologiile de astăzi. Țineți cont că sunt alte tehnologii și de poftiți? Deci se fac altele noi, acum, spuneți dumneavoastră. Deci astăzi dau performanțe, spuneți. Deci, orice, dumneavoastră, sincer, vorbiți. Adică, vă gândiți că orice, deci un echipament are viață 60 de ani, doamne iartă-mă! Și mai vreau și randament mai bun? Dar mă folosesc aceeași infrastructură sau nu mă folosesc aceeași? Și atunci despre ce? Deci soluția asta este. Dar mă folosesc aceeași infrastructură sau nu? Am congelator, am aer condus. Stați o clipă, deci o să avem cu toții prilejul să ne... Să ne luăm autobuze electrice, nu e nevoie să ne nu neapărat unul de e la toate conferințele ținete, nu e aceeași chestie. Deschidem un panel în care niște experți recunoscuți național în domeniu își spun părerea, după care deschidem discuțiile. Asta este formatul celor 160 de conferințe pe care le-am organizat din 2014. Nu există alt format. Ăsta e formatul. De ce vă spun cinstit? Nu e cazul la întâlnirea asta, dar la unele întâlniri mai nimeresc și niște politicieni sau cei care sunt în vârful moțului în momentul respectiv, ca o pilă politică, dar de fapt nu cum o subiectul că e educație, energie sau ce discutăm, ei habar n-au. Da? Și unii dintre ei sunt chiar mari conducători al unor astfel de decizii, nu dau nume. Da? Vin la conferințe și habar n-au. Și ca să fac chestia asta, de asta spun. Am invitat niște experți recunoscuți în domeniul energiei național. N-are nimeni ce să o conteste pe Carmen, nimeni n-are ce să o conteste pe doamna, nimeni n-are ce să o conteste pe Ionuț Puric, o să-i dau cuvântul și Otilii Nuțu. Da? Deci, ăștia suntem, care vrem să vorbim subiectul și ne interesează. Și, pe urmă, despre discuții. Probabil un material foarte bun. Este unul din tinerii care s-a apropiat cu foarte mare deschidere. Bun. Concluzionează. Spune-ne, cum vezi tu, ce trebuie făcut în ce arde în domeniul ăsta și cum ne putem scoate din groapa în care suntem pe românești? Infrastructura trebuie păstrată așa cum este în ultima strategie. Așa. Cu tehnologiile noi de conducte, pentru că doamna spune că nu putem săpa tot orașul, dar iarna trebuie să săpăm pe tot când să sparcă astea dacă nu le schimbăm. Haideți să stau în aviație, vă spun eu cum a fost iarna asta și cum am ieșit cu ligheala afară, lăsați-mă. Mai puțin vreau să fac o intervenție. S-ar putea ca eu și cu doamna Carmen să fim un pic
nu-și mai are locul menținerea vârfului în centralele de din cercuri, că noi aveam și vârfurile tot acolo, păduri de cafuri. Sunt soluții de vârfuri la nivelul zonal de puncte termice. Industria cereală, asta, industria cereală. Da, dar trebuie să ne adaptăm noilor condiții, dar da, asta, da, asta da. Este o direcție în care putem să lucrăm foarte bine și trebuie automatizat sistemul pentru a avea imaginea diagramelor, pentru a avea pierderi. Polonia, de-aia, pentru că au specializarea sistemelor de termoficare făcute la un nivel care permite să vezi exact toate lucrurile. Adică dacă pe românește ai o gaură pe undeva, te duci o oră, o repar, nu da? Două săptămâni. Nu două săptămâni și sap să sap trei deci, partea. Doamna Carmen spune că toată colonia este conductă preizolată cu firul acela care ți arată exact cum e scărtura și nu mai e obișnuită, pentru că în momentul actual, când mie îmi am scărtura, eu nu am de unde, dacă nu o văd și am o gură de canalizare, eu trebuie să o iau obișnuită să văd unde este. Ziceți, domnul Purică, intervenția noastră, sper că ați auzit discuțiile sau ați... Am auzit discuțiile, apreciez cunoașterea istoriei evoluției sistemului de termoficare. Apropo de un document comprehensiv legat de strategie și de situația termoficării, ultima strategie finanțată de fonduri FARE la vremea respectivă, în 2003-2004, a fost făcută de o echipă mixtă de experți din Germania, de la MVV din Mannheim și din România, a făcut parte din echipa asta. Documentul e publicat în Monitorul Oficial din iulie 2004 și pentru cine nu îl găsește, îl pot pune la dispoziție. O serie de lucruri legate de ce se întâmplă în încălzirea centrală. Strategia e pentru toată România, dar bineînțeles are un accent mare pe București, care la vremea aia era cam 30 și ceva la sută din generarea de căldură. Acum cred că e mai mult pentru că deja s-au mai închis o serie de companii de termoficare din diverse orașe mari. Ei bine, în primul rând este făcută o trecere de revistă a sistemului. Câteva analize de caz. Impactul ambelopării unor blocuri la momentul ăla ales de drumul tabei. Impactul posibilității de a trepta, de a schimba subsidiile în rată de plată a unui serviciu datoriei la niște credite care se poate să financeze îmbunătățirea sistemului. Un exemplu pe orașul Brat în România. Ei bine, la nivelul acelei strategii s-au făcut o
detaliate, inclusiv legat de București, bineînțeles. Mai mult decât atât, s-au făcut o serie de măsuri în concluzii, nu știu, vreo 14-15 măsuri, între care identificarea unor zone de tehnologie unică, în sensul că dacă ai un bloc, chiar rețin minte că am avut o discuție atunci cu reprezentantul FPI-ului în România, care zicea că nu, că trebuie libertatea de alegerea tehnologiei. Zic, bun, ai un apartament, soția vrea casa de gaz în dormitor și în bucătărie și soțul vrea termoficare pe hol și mai știu eu, în restul apartamentului. Ce faci? Le pui anumite soluții? Sau folosești o singură soluție, indiferent care din ele, care dă eficiență mai mare. Dacă ai un bloc, folosești aceeași soluție în tot blocul. Cui nu-i place să mută în blocul de alături care are altă soluție tehnologică. Păi, bine, la... E foarte tare ce zici, Ionuț, e foarte tare ce spui, în condițiile în care UE, Onor UE, zice de neutralitate tehnologică, da? În pachetul 3, dacă nu mă înșel. Da? De acord, deci, numai întrebați-i pe nemții care au reușit deci să asta facă e foarte tare, ce le zic. Ăsta de neutralitate tehnologică, pentru că UE nu vorbește de zona de neutralitate, să facă eficiențe de, cu scăderi de consumul de până la 33%. Corect. Dar neutralitatea tehnologică înseamnă că pot să pun orice turbină cu gaze, nu neapărat că ai vorbit de generare, și nu de folosirea la nivelul consumatorului. Ok, dar la nivelul energiei termice pe care trebuie să o produci într-un oraș ca Bucureștiul, mă gândesc că nu poți să fii neutru tehnologic, să cer orice soluție posibilă, ci trebuie să fii destul de prescriptiv. Cum ne spui tu, nu? Asta înțeleg din... Absolut, din mai mult decât adică sunt niște soluții de randament de parametri și nu știu ce. Asta nu e soluția. Bun. Copii, dacă... Dați un pic, eu înțeleg că vă dau idei, dar să pot la ei, vă dați un pic de liniște ca să termin ce am spus. Da, corect. Deci, s-a recomandat să se facă o direcție de energie la nivelul primării, care să analizeze harta energetică a unui oraș, în cazul Bucureștiului, a Bucureștiului. Să nu uităm că Bucureștiul la 2 milioane jumate de oameni e mai mare decât Slovenia, e mai mare decât Estonia, nu mai vorbesc de alte țări mai mici din Uniunea Europeană. Și e foarte clar că trebuie cunoscută și analizată eficiența, apropo și de tehnologii, și de consum, și de generare, și de distribuție, normal, a sistemului de termoficare din oraș. Ca să vă dau un exemplu, pe care nu l-aveam în momentul când s-a făcut strategia aia în 2004, eram cu vicepreședintele lui Alfa Laval. Am avut ocazia să implementăm primele schimbătoare de căldură în plăci, mult mai reduse ca dimensiuni, care au creat un spațiu puternic liber în toate punctele termice și așa mai departe, înlocuit pe schimbătoare de căldură cu tuburi, nu? Ei bine, la un moment dat iar ăsta se uită la București și zice, unde e cum? La care noi ne-am uitat, zice, care e cum? Păi zice, la Stockholm fiecare bloc are centrala lui termică, pe gaz, pe cărbune, pe lemne, pe ciofi. Și iarna scot cum? Întrebarea este, unde e fumul de la București? Zice, cum mă călziți iar? Ei, când i-am explicat că fumul se vede în coșul de la București Sud, de la CET Sud, în coșul de la Progres, în coșul de la CET Vest, a rămas ăsta atent și nu puteam să-mi imaginez că aveți, sunteți așa de avansați în a face un sistem de termoficare atât de larg. Evident, asta înseamnă emisii scăzute de CO2. Și în momentul de fapt există posibilitatea valorificării acestor emisii, astfel încât să existe niște fonduri suplimentare, fără costuri de piciul datoriei, evident care pot fi folosite în scheme de finanțare inovative pentru
bunătățirea și investirea în rețele, în partea de distribuție, ca și treptat sau partea în general. Mai mult decât atât, am două exemple, dacă vreți, în contradicție unul cu altul. Unul este orașul Zalău, în care CET-ul, dar fiindcă populația s-a dus să spună că cazanele de gaz în apartamente nu contează mediul economic în care s-a făcut presiunea respectivă, s-a închis CET-ul. CET-ul închizându-se și cei de la centrală și cei de la mina care alimenta centrala, care locuiau tot în oraș, au ajuns șomeri și crescând prețul gazului, nu au mai avut cu ce să-și plătească gazul pentru încălzire cu cazare în apartament. Nu mai vorbim de poluare și alte chestii. Al doilea exemplu este Râmnicu Vâlcea, unde s-a păstrat într-un fel vechea idee legată de Olchim, în care centrul Ozătăi dădea apuri la Olchim și electricitate, energie electrică în sistem și apă caldă pentru încălzire. Centrala a făcut investiții împreună cu primăria, au pus o rețea cu conducte preizolate, cu fane controlate electronic și așa mai departe, un centru, un noi de dispecerat termic și tot. Orașul a început să aibă o eficiență foarte mare, au păstrat prețul gigacaloriei la un nivel abordabil de către consumatori. Așa că, dintr-o dată, lucrurile s-au mișcat în sensul bun pentru funcționarea sistemului centralizat. Evident, exemplele sunt multe. Bucureștiul încă are posibilitatea să-și mențină un sistem centralizat care să fie eficient, atât de la amploparea blocurilor care văd că continuă și în, ca să zic așa, anii preteniți, până la o parte de structurare și control al rețelei de distribuție, bineînțeles, într-un context în care toată chestiunea asta se face astfel încât să se poate mișca fluxurile, nu numai de căldură, dar și fluxul de bani, care vin în sens invers, pentru a putea să ajunge în situația să ai un sistem care operațional funcționa în toate punctele de vedere. Vreau să vă rog ceva. Haideți să punctăm ce credeți că ar fi esențial pentru următorii câțiva ani. Ce ar trebui urgent? Câteva măsuri, 3, 5, 7, habar n-am. Ce ar trebui urgent făcut din punctul noastră de vedere? Scuze că întrerup, asta a fost întrebarea de la început, înainte să intrăm în dialog pe Skype. Am pus-o celor de aici și v-au pus și dumneavoastră. Noi mai are un viitor sistemul ăsta centralizat sau intrat în colaps pe jumate cum e și cu un picior în groapă, vorba aia, inevitabil va colapsa în următorii ani. Mai e vreun viitor în următorii 10-20 de ani pentru sistemul ăsta? Părerea mea e că la nivelul Bucureștiului, care are o, ca să zic așa, masă critică, dați-mi voie, fiind un inginer pe centrale nucleare la origine, să folosesc terminologia de genul ăsta, este un viitor pentru București, pentru sisteme centralizate. Numai că trebuie luate niște măsuri de bază, unele dintre ele le-am spus deja. Poate că ar trebui revizuită și aplicată strategia de care vorbeam, o pun la dispoziție. Deci în 16 ani nu s-a făcut nimic și avem... Din strategia aceea începuse să se facă. Așa. Era Ministerul Administrației Publice pe vremea aia, care făcuse un grup special cu un fond care începea să aplice măsurile respective, numai că la un moment dat valurile de schimbări politice mai ales au făcut așa natură încât mare parte din activitățile care începuseră într-un mod coerent, bazat pe ce vă spuneam, să fie întrerupte, fie, ca să zic așa, într-un fel lăsate de imperii. Okay. Și bineînțeles, lucrurile au evoluat în funcție de interese locale, în
viziunea globală. Asta este, dacă vreți, una din tarele, nu numai pentru partea de sistem centralizat de încălzire, dar pentru diverse zone de dezvoltare economică. Domnul Purica, concluziile, deci 3-5 măsuri care credeți că ar fi urgente de luat, fie că sunt sau nu în această strategie, ce ar trebui în perioada următoare să se facă rapid, să se facă important? Deci rapid trebuie, după mine, făcut următorul lucru, în logica pe care o să vă spun. Construit un compartiment care să analizeze, fie la nivelul primăriei, fie la nivelul companiei Termonoi, asta termoenergetica, care să analizeze situația la zi, în sistem. În al doilea rând, analiza respectivă, făcută de așa natură, încât să se facă niște zone de tehnologie care să crească eficiența și analizând și necesarul de investiții. În momentul în care știu care e situația, știu cum să o dezvolt, funcții de eficiență crescută, știu cât mă costă, pot mai departe să mă duc și să spun vreau niște bani de la Uniunea Europeană, la care eu adaug banii de reducerea de emisii, deci de învățarea de certificate de emisii, pe care creșterea de eficiență mi le va da. Și se poate face o analiză și un calcul de genul ăsta. Sunt proiecte în curs în România de genul ăsta. Mai mult decât atât, în momentul în care am toată partea de finanțare, știu ce vreau să finanțez, evident mă apuc și încerc să fac intervențiile investiționale într-un mod eșalonat, care să-mi permită, evident, în perioadele în care sistemul nu este atât de afectat, vorbesc de primăvară, vară, început de toamnă, astfel încât să pot treptat pe zone să obțin eficiența dorită, să îmbunătățesc rețeaua și să creez încrederea consumatorilor că acest program funcționează și că le va acoperi la un moment dat și zona lor de existență, astfel încât să apară necesitatea și dorința de a plăti la timp, evident, într-un context în care treptat subsidiile nu le dau pentru a plăti neapărat căldura, cât pentru a plăti serviciul datoriei la creditele de care vorbesc, care, evident, vor avea un serviciu al datoriei mai mic, pentru că parte din banii europeni sunt gratuiti, parte din, deci banii de emisii vin fără costuri asociate și așa mai departe. Deci, într-o dată, în contextul respectiv, bineînțeles, totul trebuie corelat în momentul în care știu ce vreau să fac, cu o legislație coerentă, normativă, nu neapărat o lege, cât norme ale Consiliului Local, care să fie, să susțină activitatea și acțiunea respectivă. Cam asta vă doresc. Okay. Dar putea să fie așa în... Mulțumesc! Câteva măsuri care să facă să se miște lucrurile și să dea o speranță unui sistem care poate să funcționeze și este posibil să fie făcut eficient și în contextul noii strategii europene să fie făcut eficient cu emisii foarte scăzute. Mulțumesc, domnul Purica. Mulțumesc tare mult. Cu plăcere, vă las toate cele bune. Mulțumesc. Da, dar tot
tehnologia până acum a funcționat, deci nu vine să cred. Mă auzi? Uite, tocmai lăudam tehnologia. Mă auzi? Așa. Mai da. Deci tehnologia a funcționat perfect până acum, zice conexiune slabă, dată ai revenit. Da. Ziceți, doamnă, și după aia o să o rog de-a scurt și după aia o să o rog pe o tine. Cine vroia alt sistem trebuia să meargă în altă zonă, da? Deci, în momentul în care avem legislația la nivel de țară, avem hotărârile de Consiliu Local în care tot ce se construiește nou se construiește numai pe acest sistem care este eficient, care este ecologic, care este accesibil, abia atunci putem să ajungem și noi, să zicem, cu o termofitare bună. Bun. Otilia, te rog, ne-ai ascultat până acum, e în rândul tău să spui. Sunt chiar o prietenă, și cred că s-au votat cu prietenă. Să se audă cu QR code-ul la timp. De unde vorbește? Dar trebuie să fie pe la păi. De acolo. De acolo, mai jos. Da, te trebuie la tine și te trebuie să stai la telefon. Au pămir, dar nu se la pămir la mine, că nu o să mă auziți deloc. Așa? Nu, o să mă auziți pe mine și după aceea când aveți întrebări, dați amiat. Ok. Hai zi! Ok, hai să încercăm așa. Da. Deci, s-au spus foarte multe lucruri interesante. Da, problemele sunt foarte complicate și cred că de ce nu există o soluție simplă. Însă cred că e foarte important nu doar să dăm vina unii pe alții, primăria pe guvernul central că nu ajută și că nu se adoptă legea termoficării, guvernul central pe primărie că nu face investiții sau că nu-și plătește partea de subvenție, și fiecare să se ocupe punctual de lucrurile care sunt în atribuțiile sale. Și aici, cred eu, chiar în lipsa acestei legi 325, care din păcate este de aproape 12 ani în Parlament, totuși sunt niște lucruri care sunt destul de clare. Spre exemplu, în București, problema cea mai mare și criza financiară în care se află sistemul de termoficare și una dintre cauzele cele mai importante pentru care nu se pot face investiții, vine din faptul că nu se plătește de către primărie diferența între tariful la consumatorul final și costurile reglementate ale termoficării. Asta este o atribuție foarte clară și cred că nu există niciun dubiu cine ar trebui să facă ce aici. Sigur că putem să spunem și că Parlamentul sau președintele nu au făcut ce trebuie pentru a accelera legea termoficării, însă, din nou, putem să reproșăm fiecăruia care este atribuția lor punctuală și să ne facem noi în același timp partea noastră de treabă. Soluțiile pentru București, cred eu că sunt destul de bine cunoscute de specialiști, adică nu am auzit pe nimeni să spună că ar exista o altă soluție la nivelul întregului oraș, altfel decât o soluție de încălzire centralizată. Deși există mai multe variante care sunt vehiculate. Sunt specialiști care spun că ar trebui să fie fuzionat sistemul producție plus rețea și după aceea să fie restructurate împreună, ceea ce are o logică, pentru că, într-adevăr, trebuie să redimensioneze rețeaua la condiții care sunt cu mult diferite în anul 2020 față de ce era în anii
1980, când a fost ultima oară făcută vreo extindere a sistemului. Există și cealaltă variantă în care rețeaua rămâne separată de producție și asta zic că este în cazul unui oraș ca Bucureștiul, care are un număr foarte mare de consumatori, rețeaua are o anumită structură, să spun așa, cu acel inel în care poți să transporti dintr-o parte în alta a orașului agent termic produs în diferite centrale. Deci poți să ții separat partea de rețea și să întărești acest inel și să ții separat partea de producție în care să concureze pe termen, mă rog, pe termen foarte lung, zic asta, pe lângă producătorii actuali, care sunt în cea mai mare parte CEN, mai există Vestenergo, care are cam 3%, dar în viitor ar putea să apară și producători noi. Și chiar dacă discuția în documentele oficiale, inclusiv în strategia pe care a aprobat-o primăria în anul 2017, văd că se discută despre fuziunea Elcen-Radeț, însă în practică mergem cumva pe varianta a doua. Adică inclusiv se discuta lunile trecute că din cauza că nu avem centrale în nordul și estul capitalei, ar fi cazul să se atragă niște investitori privați care să vândă după aceea energia termică în regim nediscriminatoriu în rețea. Deci asta ar fi mai curând pe paradigma a doua. Nu există o soluție optimă, să zic așa. Problema este că noi trebuie să ne hotărâm o dată pentru totdeauna ce vrem să facem cu acest sistem. Și asta înseamnă nu doar să aprobăm o strategie, pentru că am aprobat foarte multe strategii de-a lungul timpului. Ideea este că trebuie să arăți consumatorului întâi și întâi că ai de gând să te ții de un program clar. Vorbim de debranșări și de faptul că poate trebui să fie interzisă în lege debranșarea. Cred că asta a fost unul dintre punctele care au întârziat foarte mult dezbaterea pe legea 325, pe lângă alte aspecte, dar asta este, de fapt, unul din motivele întârzierilor. Este foarte greu să argumentezi într-un oraș ca Bucureștiul, în care deja am avut probleme de aprovizionare cu energie termică pe zone extinse, pe durate extinse, că oamenii ar trebui să rămână branșați la un sistem în care nu poți să le oferi măcar un orizont de timp în care problemele se vor rezolva. Deci, probabil că trebuie mers în paralel cu încercarea de a convinge cetățenii să rămână branșați în sistem, dar în același timp trebuie să vii cu niște planuri concrete și oamenii să vadă că au început lucrările în zona putare, că s-a îmbunătățit ceva. Și sigur că ai nevoie de așa ceva, inclusiv pentru faptul că nu vom putea continua la infinit cu schema financiară în care ne aflăm acum, în care tarifele sunt de 3 ori mai mari decât costul este de 3 ori mai mare decât tariful la consumatorul final și restul este acoperit dintr-o subvenție. Deci va trebui cumva să reducem gradual subvenția, însă asta va descuraja oamenii să rămână în sistem atâta vreme cât nu se va vedea o îmbunătățire clară a calității serviciului. Deci va trebui să mergem în paralel cu mai multe lucruri ca să putem să convingem lumea să rămână branșată în sistem. Și cred că, de fapt, asta... Otilia, scuze că te întreb, două treimi suntem acolo? Două treimi de subvenționare? 50% aproape este subvenția. Și tu spui că e nesustenabil, evident, sistemul ăsta de... Deci ceva versus 167, dar cam aici suntem. Și nici măcar costurile care sunt reglementate nu sunt, de fapt, nu recunosc integral costurile reale. Adică, spre exemplu, faptul că a crescut foarte mult costurile, au crescut costurile cu CO2. Mai e o chestiune care e importantă și mi se pare că nu se discută foarte mult. Noi vorbim de această interdicție prin legea debranșărilor și logica este că pentru ca un sistem să, mă rog, un sistem reformat, să zic așa, să funcționeze economic,
să fie viabil, trebuie să aibă un anumit nivel minim de cerere ca să poată să rămână viabil pe termen lung. Deci, de fapt, nu ne interesează numărul de branșați, ci cererea pe care o reprezintă acei branșați. Problema este că dacă calitatea serviciului este foarte slabă și ai zone în care practic nu mai livrezi căldură, oamenii sunt de facto debranșați, chiar dacă nu ți apară statisticile oficiale. Și cred că ar trebui să ne uităm foarte atenți, nu atât la cât de puțin oameni sunt debranșați, ci care este cantitatea de energie termică care mai ajunge acum, care mai este cerută de consumator. Deci m-aș orienta mai puțin pe blocarea debranșărilor, cât pe reducerea pierderilor și pe oferirea unei calități mai bune a serviciului. Okay. Sunt multe de zis, nici nu știu mai exact cu ce să încep, așa că mai bine poate mă, poate mă întrebați ceva. Mulțumesc deocamdată, o să dau cuvântul mai departe și te sun pe celălalt cont. Da. Da? Ok, mersi, repede, da? Sun pe celălalt cont. Așa. Cine mai vreau? Vă rog, mai vreau să interveniți. Vă rog. Merge? Merge, merge. Sigur, da. Situația pare complicată, foarte complicată la prima vedere, dar ea poate fi simplificată și se poate trece la acțiune foarte rapid. Întrebările fundamentale care s-au pus azi sunt următoarele. Mai salvăm acest sistem sau nu? Întrebarea corectă, eu o văd în felul următor. Avem un oraș, București, 2 milioane, 3 milioane de oameni. Cum îi încălzim? De aici pleacă întrebarea. Îi mai încălzim sau nu? Asta deci, cum încălzim București? Ce variante avem? Și atunci, pe lângă faptul că ne dăm fiecare cu părerea, la modul pasional, fiecare cu anumite argumente, că ar trebui 3 centrale mari, 4 mari, 20 mai mici, 100 de mii micuțe fiecare cu țeava ei în balcon, și așa mai departe. Aici e vorba de un studiu foarte clar, care pleacă de la momentul 2020, de azi. Da? Deci nu putem să facem comparația cu un oraș care a renunțat total la sistemul de încălzire centralizată, gen Brăila sau Galațiu, care a murit. Acolo un sistem centralizat înseamnă să-l faci de la zero, sunt niște costuri incredibile. Provocarea pleacă de la faptul avem un oraș București care trebuie încălzit când? Azi, mâine, luna viitoare, peste două luni, iarna viitoare. Acum trebuie încălzit. Cum îl încălzim acum? Și, într-adevăr, facem o gândire, o strategie pe termen mediu și lung. Plec de la ideea cu central de cvartal, pentru că tot aud această discuție din punctul meu de vedere fantezistă, spun cuvântul fantezistă și acum vreau să se argumentez. Oricine vine și spune că în București ar fi mai bine cu 20, 30, 50, nu contează cifra, de centrale de cvartal. Vreau să... suficient de 50. Nu știu, nu e relevant cifra. Sute. Deci nu sute, contează. Da, așa. 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 Să vină să-mi arate cu liniuță următoarele chestii. 1. Amplasamentul. 2. Alimentarea cu gaz. Da? Deci pe ce țeavă își face alimentarea cu gaz? Și aici, Eric Stav, președintele Engie, a spus că dacă sistemul centralizat de termoficare pică, 10 ani trebuie lui Engie să reconfigureze, adică să spargă tot Bucureștiul, să facă alt sistem de gaze, de aprovizionare cu gaze. Deci, acele centrale de cvartal trebuie să se alimenteze cu gaze. Așa, deci amplasament. 2. Alimentare cu gaze. În funcție de mărimea lor, dacă mai e cazul de stații reglare, măsurare gaze, deci dacă presiunea e... Așa. Continuăm. Vorbim de centrale termice pur sau cogenerare. Adică vorbim de niște motoare sau nu. Dacă vorbim de cogenerare, cum se preia în sistem energia electrică, stații electrice, cum se face preluarea, ce presupune această investiție? Da? Mai departe.
necesarul Bucureștiului, vorbim de apă, da? Deci în aceste 4.000 de 4.000 de kilometri de țeavă, 1.000 de kilometri de țeavă primară și 3.000 secundară sunt acum, în clipa asta, cu diametre de DN 1.000-1.200, deci cu un volum de apă incredibil. Cum se asigură acel volum de apă și acea apă trebuie tratată, redurizată, demineralizată, degazată și așa mai departe? În momentul în care toate aceste liniuțe sunt cuantificate, ajungem la foarte multe miliarde și foarte mulți ani. Și am închis subiectul pentru că pe voi, dar stați puțin, eu vă fac un challenge ca economist. Da. Pe de altă parte, anual pierdem 300 de milioane de lei sau pe acolo, 200 și de milioane de lei, pompând în acest sistem. Doamna spune, toate alea sunt doar să acopere costul dintre și dintre, adică dintre ce ar trebui să plătească consumatorul de energie termică și ceea ce nu plătește și contribuie statul. Dar totuși sunt niște costuri importante pe care noi le cheltuim oricum cu această problemă. Deci foarte corect a spus problema. E nevoie de o analiză comparativă. Da? Nu una pasională, ci una comparativă, pentru că acum în 2020... Numai din enumerare, mi-am dat seama că dumneavoastră... Am vorbit de miliarde și de miliarde și de miliarde și de aici vorbim totuși de 200 de milioane și ceva. Așa, dacă îmi permite să îmi continui ideea. Dar stai puțin, mai e ceva. Dumneavoastră vorbiți de miliarde în condiția în care tot bugetul Bucureștiului pe un an e un miliard. Adică mai avem și... Nu, adică deci și bugetul ăsta mai alimentează. Dar eu știu ce mai alimentează. Reconsolidări de clădiri, nu se poate tot bugetul, că merge și la subvenția de transport, nu putem toți banii Bucureștiului să-l dăm pe problema asta. Deci mulțumesc. Va face cu investitori privați, așa vă înțeles. Nu am zis așa. Nu, nu, zis, da. Nu tu ai zis. Tu nu zici așa. Și ea să-și ia... Vorbeam de economism aici. Deci domnul Roșan. Yes. Prima provocare este cum încălzim Bucureștiul și atunci avem variante și economic. Vom ajunge la o diferență disproporționată fabuloasă, care va conduce la continuitatea acestui sistem. A doua provocare, și aici o provocare macroeconomică și strategică a României. De un an de zile, de anul trecut, România a devenit importator net de energie electrică. Da? Iată că se reinversează, se inversează sau se readuce în discuție, din punct de vedere al centralelor, care e mai importantă, energia electrică sau termică. Privim în viitor următorii 20 de ani. Regenerabile. Da. Sistemul centralizării termoficare, în ansamblu al municipiului București, are nevoie de soluții de regenerabile care pot fi, care nu pot înlocui sistemul, ci pot fi complementare. Deci, da, proiecte pilot complementare pe orice soluție regenerabilă. Suntem deschiși la orice tehnologie futuristă și actuală. Deci, da. Dar asigurarea a 1000 de gigacalorii iarna nu poate fi făcută la momentul ăsta nici din vânt, nici din soare, nici din frunze, nici din gărgărițe, din nimic. Da? Deci, plecând realist de la provocarea anului 2020. E nevoie de energie electrică și aici, iarăși nu trebuie să inventăm apa caldă. Suntem membri ai Uniunii Europene, ne raportăm la directivele și studiile europene care arată că producerea energiei electrice fără cogenerare, deci doar energie electrică, are un randament de 56% până în 60%. Și iată că avem la Brazi o centrală pe trom de 800 de megawatts, foarte profitabilă, extraordinară. Iar cogenerarea de înaltă eficiență înseamnă un randament de 93-95% și mai departe. Vorbim de o centrală de cogenerare nouă și modernă. Noi, la momentul de față, în București, suntem în următoare situație. Nu, stai că nu. Zice că nu e așa tehnic. Aici are discuțiile, sunt tehnice. Dânsul va dânsul va spune. Așa. Îl respect foarte mult pe domnul Gherdan, dar are doar o parte a puzzle-ului. Puzzle-ul... E invers. Lăsați-l să termine. Așa, și? Bun. Deci, cogenerarea de înaltă eficiență, fără dubiu, este soluția pentru a asigura municipiului București energia electrică necesară, energia electrică necesară și energia termică necesară. Până asta dacă vom mai avea strategie națională energetică, pentru că dacă o să vină
cu plajul ăsta 4C, o să vină Germania să ne omoare cu 20.000 de megawatts care când pornesc, când se opresc pe vânt și o să ne oblige să îi preluăm, obligatoriu, s-ar putea să nu mai avem strategie locală energetică, da? Deci o să avem una obligată, va se vedea așa, dincolo, moment, de, nu? Deci, dincolo de zecile de mii de megawatts care pot veni din Germania, ei pot, toți acești megawatts vin pe rețele. Iar rețelele au anumită capacitate de interconectare care poate fi depășită, da? Deci la momentul ăsta România poate importa maxim 2500 de megawatts. Indiferent câți megawatts stau la granița României, atât pot sârvele. Iar e adevărat, asta nu înseamnă că nu ne va obliga și Green Deal-ul și așa să mărim capacitatea. Deja se vorbește de 15% obligatoriu și unii zic 25% obligatoriu în viitor. Sunt de acord cu dumneavoastră, nu vă contrazic, dar aici e vorba și de ceea ce vrea România și ce vrea București. Economia, un oraș european, o capitală europeană de o asemenea mărime are nevoie de propriile surse de energie electrică. Asta înseamnă siguranță. Dacă se bazează doar pe niște cabluri care vin de la nu știu câte sute de kilometri, din punctul meu de vedere, nu are siguranță. Da? Deci are nevoie de proprii resurse de energie electrică. Plus de asta, energia electrică, transportatare și a pierderile ei. Deci, pentru a fi eficientă, e nevoie de energie electrică distribuită. Așa producem într-un singur loc și de acolo dăm în toată lumea. Nu despre asta este vorba. Ce e nevoie ca ea să fie distribuită. Deci, iată argumente pentru sistemul centralizat. În momentul în care, iarăși, facem comparația cu o altă variantă de centrale mai multe și mai mici. Orice investiție care se face într-un greenfield, într-un teren care nu are nicio utilitate, presupune costuri de investiție cu 30-50% mai mari. Actualele amplasamente ale Iocen au conectarea la gaz, apă, electric, infrastructura. Deci o nouă centrală eficientă vine și se mufează efectiv în locul care trebuie, în spațiile. Pe teren, oale care pe teren, momentan nu sunt. Care sunt foarte mari, pentru că așa au fost. Da, așa au fost vremuri. Iar în exemplu cel mai bun în România este Oradea. Deci Oradea a reușit să atragă fonduri europene. Fondurile europene se aprobă pentru sisteme centralizate. Iată că Europa încurajează sistemele centralizate, Europa încurajează cogenerare de înaltă eficiență, nu noi 3, 4, 5 de aici, acordă fonduri europene pentru așa ceva. Modelul Oradea este un model de viitor. Toată lumea... Și aici vreau să mai adaug și bucur să subliniez că inclusiv reprezentantul companiei din București dă din cap că Oradea e un model de urmat, deci e interesant lucrul ăsta. Oradea este un model de urmat. Domnule, înseamnă că trebuie să una din concluzii trebuie să fie că trebuie să învățăm din Oradea. Vreau să iei. Vă rog. Doamna a spus, Adinaru, că Oradea sau Rebrașa. În Oradea n-a fost nimeni de Rebrașa pe doamnă. În Oradea nu este gaz. Nu mai comparați Oradea cu niciun oraș. În Oradea nu sunt rețele de gaz. Vă rog. Comparația asta este absurdă între Oradea și celelalte orașe. Deci, sunt din Oradea, nu există rețele de gaz. Și acum au puterii și așa mai departe. Deci, să spunem lucrurile pe nume. Dar să spunem și lucrurile pe nume, că dintre sistemele centralizate prăbușite, despre care doamna ne povestea cele 300 și cât ați spus, 25, au intrat în groapă toate și n-au mai rămas decât 62, adică avem din 320 de cazuri câte Dumnezeu sunt diferența, care s-au prăbușit. Și din astea care mai mișcă, da? Singurul caz pozitiv din această țară, patrie frumoasă, numită România, pe care o putem găsi, îți pare că e la Oradea și ne-am dat și la Râmnii cu Vâlcea, nu? Da? E mai să deci trebuie să recunoaștem că avem o țară, deci și Oradea în țara asta și București. Deci dacă ne uităm la exemplu de succes, trebuie să vedem care sunt, da? Și în mod cert, nimeni n-a spus până acum că București ar fi un exemplu de succes. În condiții în care compania e în groapă și în faliment, adică nu? Și e neeficientă, însă poate subvenții 2-3 și atunci trebuie făcut ceva, adică...
Bun. Deci, la urmă. Și o să vă dau cuvântul imediat, să vă spuneți părerea, cum ar fi mai bine. Vă rog. Deci, la Oradea, am stat 4 zile acolo, am văzut prezentul și viitorul. Oradea, pe lângă faptul că și-a modernizat sursa de producere, deci este eficientă din punct de vedere al consumului de combustibil, al emisiilor de carbon, nu plătește foarte mult certificate de carbon, a atras fonduri europene pe partea de rețea de transport și distribuție, iată că și-a diminuat pierderile, și în pierderi sunt banii tuturor, și mai departe a devenit și user-friendly cu cetățeanul. Deci și-a îmbunătățit foarte mult, așa cum spunea și Otilia, relația cu cetățeanul. Toate blocurile noi, toate ansamblurile rezidențiale din Oradea au fost conectate la termoficare și au smart home. Adică, cetățeanul pleacă de la serviciu, pleacă din Londra, pleacă din Roma, pleacă de unde pleacă, intră pe aplicația din telefon și își reglează temperatura din dormitor, din baie, din bucătărie. 50 de euro pe apartament. Atât a costat acest smartphone, ca să nu credem că trebuie credite providențiale. Și oamenii au plătit de bună măsură, evident, pe vreme ce există. Da? Da. În momentul în care se deschide geamul, se oprește instantaneu furnizarea. Da? Instantaneu pentru a nu exista pierdere. Costul la nou. Da. Deci costul la care s-a ajuns acolo, la un apartament de 72 de metri, 100 de lei pe lună. Da? Și nu vorbim de subvenții. Căldurea? Nu sunteți de acord. Fratele meu este la Oradea, iertați-mă. Dar să realiști, sunteți, vă rog. Stați o clipă, da. Domnul nu-i de acord, vă rog. Nu se acordă fratele meu și prietenii mei, eu sunt din Oradea. Bine, spuneți-ne cum și taică nu-i din Oradea, dar a plecat de niște ani. Nu poate să spune ceva despre Oradea. Da, ziceți. Deci ăsta este adevărul de la fața locului, diferența dintre Oradea și București. Așa este că Oradea a absorbit 300 de milioane de lei sau euro, așa, 300 de milioane, știm cifra, de fonduri europene, și iată bani, da? Și nu din banii populației, la București există proiectul, așa. Pot fi absorbite în viitor cele 170 de milioane. Și până în prezent s-a absorbit zero. Zero. Deci până în prezent s-a absorbit zero. Bun. Foarte esențial. În Oradea este o hotărâre de Consiliul Local care am spus mai devreme. Orice instituție, orice clădire să face, e obligatoriu să fie raportată la termoficare. Deci doamna are mare dreptate. Care e diferența între Oradea și București? Așa. Încă una dintre diferențe. Mărimea orașului. Nu, aici pui ori 8 și faci multe. Aici sunt 7 primari. Aici sunt 7 primari și autorizația de construcție. Autorizația de construcție să dau de la primările de sector. Acolo e zona unitară de încălzire, autorizația de construcție. Nu toate, dar majoritatea. Care se dau la sector și cursurile, adică proiectele mari, se dau la capitală. Ideea următoare. În Oradea, dacă un dezvoltator vrea să facă blocuri noi, ori să racordează la termoficare, nu primește pe altceva. E în zona unitară, așa se respectă. Are legătură cu faptul că sunt aici multe primării. Are legătură cu legislația, cu hotărârea de Consiliu. Hotărârea Consiliului care stabilește clar. Vrei să-ți faci imobil, te racordezi. Nu vrei, nu-ți dau aviz să construiești. Asta e ideea. Deci dacă numărăm... Concluzionați, vă rog. Ceva urmează de concluzie. Concluzie. Deci până anul 2020, București, în București se vorbește de această oportunitate de a moderniza sistemul centralizat de termoficare și există fonduri europene, atât pe partea de țeavă, cât și pe partea de centrale, prin directiva EU-ETS, ce spunea domnul Purică cu fondurile din certificatele de carbon, sistemul trebuie modernizat, trebuie eficientizat, automatizat pentru următorii 20-30 de ani. Mulțumesc! Deci nu e vorba de salvarea sistemului, ci este vorba de eficientizarea și modernizarea lui. Dacă avem un tren, și cu asta am încheiat, un tren, care, nu știu, s-a stricat o roată sau s-a oprit în drum, nu e trenul de vină și hai să mergem acum la Viena pe jos. Să mergem fiecare așa, pe jos, pe capul nostru. Dar în același timp vă spun corect că este să am încercat să reparăm un tren. Am încercat să ajung cu trenul la Cernăuț și m-am dus cu unul de la cărbune. Încep ca de stătea pe vorbi. Și eu stau să mă gândesc că la cărbune nu o să faci niciodată TJ. Nu. Ce adică nevoie de un tren TJV, ăla nu ajunge. Da? Ce nevoie de o linie nouă, de o infrastructură nouă și de un tren nou. Am și atunci este cu ce? Adică ceva nou cu tot. Exact. O să rog pe domnul și pe cu dumneavoastră. Să vorbesc fără microfon, că ăsta nu merge. Așa. Nu merge? Nu, vreau să spun timpul de spatele noastră, prin exemplu, din Suedia, pe care l-am văzut în 2001. Vă rog. Orașul vechi, la anul respectiv,
Câtă, câtă populație are? 85.000. Ah, ok. Dar sistemul e bun. În primul rând, din generator de 85.000 a zis. Da. Un generator de plumaie, care producea și energie termică și energie electrică. Este exact exemplul din Danemarca, care vreau să le colegăm. Da, dar există niște, de selectarea deșeurilor. Sunt niște diferențe, în sensul că energia termică ajungea strict în zona unitară. Adică, practic, doar orașul era acoperit cu energie termică, iar suburbiile erau pe ventilație cu aer cald, pe electric. Asta o dată. A doua, în oraș, tot ce a însemnat bulevard și stradă mai importantă, au excavat, au construit sarcofage de beton, în care au băgat conductele, obținând două chestii pe treaba asta. Una, dacă se spărgea o țeapă, nu mai spărgeai strada, interveneai direct din tunel și reparai conducta. Așa, a doua, pe timp de iarnă, Costul de zăpăzirea. Deci, practic, era 3 în 1, 2 în 1. Și asta ce înseamnă că la global ai niște beneficii financiare clare în povestea asta. Și bun? Nu, de fapt. Total. Nu cred că e sustenabil în sensul ăsta să-i un sfert din bugetul Bucureștiului an de an, să-l arunci în ceva, într-o nu vreau să spun gaură neagră, că poate e mult spus, dar să-i arunci într-un sistem care măcar nu-ți dă sentimentul că măcar anul viitor vei arunca o lopată mai mică de bani către el, sau nu pare a-și modifica în vreun fel parametri, astfel încât să ai speranța că, domnule, măcar la anul o să avem o subvenție mai mică. Da. De exemplu, dacă scăpăm de o parte din costurile de zăpezire. Ce spuneți? Dacă scăpăm de o parte din costurile de zăpezire. Aaa, mai ea, nu se poate. Nu se poate, știu că e. Păi nu, că cineva trebuie să pe lucrurile de infrastructură ar fi... Ok, și dacă scăpăm de o parte din cheltuielile inutile ale Bucureștiului, vorbim aici de aproape 20%, 20-25% în funcție de ani, din bugetul capitalei, ori sume de felul ăsta... Nu cred că se referea la modernizare, nu? Da, modernizare. Nu, nu în sensul că am avea bani de... De investiții se referea. Da, da, la investiții, exemplu, la subvenții. Pe exemplu, subvenții de care am vorbit, dacă și la noi, mai de bulevard, de cel puțin, ar avea un subteran, acel sarcofag de beton prin care se treacă conductele, așa? S-ar topi zăpada singură, exact asta făcea în Suedia. Deci 1000 de ani. Aveți vă bata pompețele. S-au peste 1000 de ani. Știți care e problema la noi? Deci, că eu și vă spun, chiar mi-a făcut plăcere ce am auzit. N-are. Problema noastră este că soluția dumneavoastră e pe sub pământ și nu vede nimeni în campania electorală. Panseluțele le văd. Și campanii sunt mereu. Despre asta. Bun. Deci panseluțe versus imediat vă dau punctul, dar domnul era scris înainte. Da, dați luați-l și domnul și după aia vă dau cuvânt. Vă rog. Să spun cine sunt. Trebuie să fiu la serviciu asta, dar mi-am dat liber ca nu din asta, sunt de la Primăria Capitale. Ah, mă rog. Și când la Primăria Capitale din 2004, mă cunosc cu doamna Scoicare aici. A fost și prin alegeri, fiu consultativ vreo 2 ani. Deci reprezentați Primăria Capitale? Nu reprezintă un funcționar. Dar sigur că da. Păi nu mă gândeam că doamna Fiera poate va da mandat. Dar ce așa a funcționat de la n-am niciun mandat. Absolut. Dar eu am văzut că sunt domn liber și suport chiar la. E bine. Dar nu mă știu. Chiar la departamentul este un departament. Este un serviciu. De 5 oameni care suntem voi care am făcut energetică. Așa. Nu am
mi se pare o problemă, mă scuzați că ați văzut, la conferința noastră primul cuvânt a avut un energetician care a condus un sistem. Bun, care să lasă sub parlament, aia e. Da, despre cine iertați-mă. La începutul conferinței a fost un domn, un doctor care a fost la Galați, la cer Galați. Nu, nu la Galați, la Giurgiu. Foarte, foarte vechi în municipiul București și nu sunt legate numai de municipiul, ci de Autoritatea Națională de Reglementare. Bun. Deci devine și ANR-ul. Cum e? Este instituția. Nu e adevărat, doamna președinte. ANR-ul stabilește prețul la gaz. ANR-ul stabilește tariful de transport și distribuție. ANR-ul este instituția care a ajutat, pe de o parte, Elcenul să scape de o reglementare oneroasă care a făcut-o pentru rege. La privatizarea distribuției. Știți că s-a privatizat. S-a făcut și de la privatizare. Eu trebuie să faci aici, dar văd. Tu doar mi-au ușit. S-a privatizat distribuția. Și în momentul ăla, preferile care le metează de la inelul de gaz metan al municipiului au fost trecute la distribuție. Imediat s-a constituit tariful de transport, tariful de distribuție separat, funcție de unde aparțineau rețelele. Cu bretelele alea reînviem sistemul de termoficare sau ce facem cu bretelele alea? Aici subiectul nostru este cum salvăm acest sistem și care sunt punctele esențiale. Sistemul ăsta este trebuie interpretat de cum cumperi gazul. Da, domnule, dar nu mă duce să breteaua care distrug gazul, nu știu ce am făcut. Întrebare clară și vă pun același lucru. Vă pun aceeași întrebare ca la toți. Domnule, salvăm sistemul ăsta, punct 1. Mai există șanse peste 20 de ani. Poate vorbi despre salvarea acestui sistem, dacă nu se pun la punct niște reglementări. Deci dumneavoastră, din Primăria Capitalei, responsabil de subiect fiind, îmi spuneți că dacă nu se pun la punct reglementările, sistemul ăsta, da, este, nu poate, nu poate să fie sustenabil. Bun. Acum mai spun un lucru. Nu poate să fie sustenabil, deci m-am murit dacă nu poate să fie sustenabil. Dacă nu se modifică reglementările. Și pe domnul director. Ce reglementări? Nu stați ca să... Mă duc pe linia argumentului noastră și vă întreb. Ce reglementări principale vedeți necesară pentru ca acest sistem să nu intre în coadă? Vă dau un detaliu. Vă rog. Rețelele care sunt la distrigat, de fapt la NG, n-au o distanță mai mare, ca o lungime mai mare de 15 km, 20. Domnul director, pentru că era tariful de distribuție a gazului, deci cheltuielile cu mentenanța celor conducte sunt stabilite prin tarif de către ANR. Și lunar emit factură pentru la Elcen, fiind în ultimii 10 ani, să spun, ani în care s-au achitat vreo 50-60 de milioane de euro numai pentru mentenanța celor conducte. Bun. Fați un pic, asta reprezintă foarte mult, reprezintă un sfert, mai mult de un sfert de veniturile distrigazului, care a ținut prețul jos la populație, fiindcă era clientul principal, Elcenul, și de fapt era coroana consumatorilor distrigazului. Deci, încă nu, în momentul în care prețul cu combustibilul la Elcen este practic egal cu combustibilul de la cetățean, mă refer la combustibilul la gazul metan, este sensibil egal, adică o diferență de 1,1, 1,2, nu are nicio șansă să trăiască un sistem. Și asta am un proces de bază făcut în 2007 cu profesorii de la Politehnic, era domnul Atanasiu și domnul Sotir Dumitrescu, cu colegii de la Elcen, al postilor, domnul Marț, doamna... Așa, bun, deci cu specialiști. Da, și constatăm acum că principalul coeficient în afară de preț al unității de energie este consumul specific de energie primară. Bun. Deci eu vând o energie, cât consum, cât gaz am eu să pot să vând o gigacalorie la loc. Bun. Dar eu vă întorc și vă întreb. Deci, dar nu e pasionat să știți cum e? Să mă consum. Lăsați, spuneți. Sunt 120 de metri cu pentru o gigacalorie. Atâta avem în
Sunt foarte mulți oameni aici care probabil știu cât gaz se consumă într-un cazan local pentru a produce o gigacalorie. Dar cazan simplu. Ok, bun. Deci, nu, dar dacă nu știe nimeni, înseamnă că vorbesc la prostul. Ce de gaz știu? Cât? Eu fac din asfalt, eu fac un calcul. Oricum, e excesiv acest terenul. 8 litri kilocalorii azi, măi, nu înțelegi, gata. Se consumă 130 de metri cubi la o centrală clasică, domnul. Iar în prezent, de la Elgen, tot din cauza unei reglementă, Elgen nu vinde energia termică către municipalitate de Munza cu un consum de gaz identic cu cel obținut într-o centrală clasică, care nu produce și energie electrică. Și atunci eu, din punct de vedere, la sub față de orice, București nu are cogenerare din punct de vedere al termofigării. În momentul în care gazul, energia termică pe care o cumpăr de la producător, conține în ea atâta gaz, cât are și cazanul care îi lângă mine. Da. Nu mai vorbesc pe urmă cu toate Dumnezeu cele... Dumnezeu să-l odinească Tudor Popescu, susținea lucruri similare cu ce susține noi. Stați un pic, stați, nu e adevărat. Ba da, susținea similar. Exact. Domnul Pașa, iertați-mă vă spun. Eu am fost amic cu Tudor Popescu, dar nu vreau să faceți egalitate. Nu, dar ce, eu l-am apreciat pe Tudor Popescu. Dar ce-a apreciat, ce l-a apreciat? Și că trebuie să consultați cu cineva care știe un pic de termoenergetică. El spunea că e gratuită, ceea ce e fals. Eu am spus altceva. Era, spunea, forța lucrurile că e gratuită, în sensul că prețul pe partea cealaltă de cogenerare, adică domnul Roșanu, el spunea că e un rezidu. Și spunea că rezidu, nu e rezidu. Nu e rezidu. Nu e rezidu, dar el făcea un calcul și demonstra că obții o chestie în plus a doua în cogenerare, și tu ți acoperi costul doar din prima șansă. Dar el făcea cele demonstrații în fața românilor care nu știau cum să-l contracareze. Dar el greșea. Bun. Cazul nostru. Dar susținea lucruri foarte similare. E pe cum o rafinărie. Produce benzină și motorină, iar cel nu produce energie electrică și căldură. Și trebuie să se alineze cu ele, să le se iasă pe piață. În prezent, datorită prețului gazului metan, nu este sustenabilă energia termică produsă de duietul Elgen Radel. Bun, și de ce vă spun? Dar în afară de am criticat situația actuală. Dar nu poți să faci nimic până nu știi situația actuală. Bun, și nici de aici n-a vorbit nimic despre ea. Nu a vorbit. Păi am pierdut două ore degeaba, deci nimeni n-a spus consum specific, nimeni n-a spus care sunt, cum e evoluția pierderilor, nimeni n-a vorbit despre câtă apă se pierde pe oră, iarnă și vară. Și ați întrebat, a dat o soluție, domnul Furica, așa? Profesorul meu, la fel cu doamna. Bun, da. Deci măcar pe domnul Furica se pare că îl recunoașteți. Recunosc că e fiul profesorul meu, mai mult ce să-l cunosc. Îi dat nicio soluție credibilă, a făcut-o... Nu e doar fiul profesorului, asta e un expert al Băncii Mondiale în energie, într-altfel. Poate să fie. Da? Și ideea că doar în primăria capitalei sunt adunat experții, doar își vrea să rejecteze această idee publică. N-a spus nimic. Nu vă supărați. Omul a spus că a făcut singurul studiu pe termoficare care îl aveți. Aveți dumneavoastră alt studiu? Nu este un studiu. Nu e studiul meu. Doamne, dar sunteți la direcția care se ocupă de asta. N-aveți niciun studiu? A fost făcută strategia energetică 2008-2010. Așa? Și unde e studiul, domnule? Studiul ăla a fost trecut prin Comitetul Municipal de Energie. Așa? Comitetul din care făcea parte profesorul Reșa. Așa. Profesorul Virgil Mușatescu. Nu numai că am auzit de ei, am avut onoarea să-mi dea cu dedicații și autograf o carte când eram consilierul primului ministru și am citit cartea și e foarte bună. Da? Și erau, evident, niște monștri sacri în domeniul energiei, dar nu s-au plecat și n-au scris ei vreun studiu pe termoficarea Bucureștiului, de exemplu. Da? Ba da. Poate le spun. Deci au fost în Comitetul Municipal care au urmărit și au votat strategia energetică realizată de compania daneză, Carbro, a fost Hansa Roye. Și când s-a întâmplat? S-a întâmplat în 2008-2009. Așa. Și din 2008-2009? Nimic. M-ați întrerupt, mă, să vorbesc. Nu știu, v-ați dictat, nu mi-a uitat cuvintele mele. Eu nu știu, dacă faceți o întâlnire, nu aduceți fanii unui sistem sau altuia. Dar n-am adus fanii, am invitat pe toată lumea, inclusiv pe domnul Vuchiu.
ocazie. Doamna poate confirma. Am invitat pe toată lumea interesată. Te duc că sunt interesat să știi niște cifre. Sunt și niște realități. Nu, dar eu sunt interesat nu doar să știu niște cifre și niște realități. De ce e stricată problema în momentul de față? Că dacă ne-am strâns 20 de inși și constatăm că e o prostie și ultima soluție avem de prin 2009, înseamnă că plecăm acasă cum am venit. Eu întreb și de niște soluții pe care le aștept și de la oameni ca dumneavoastră și de la oameni ca domnul Boghiu și alții. Da? Uite, nu spune domnul. Deci ne spune. Ce să-i facem analiza unui sistem de anii 60 dacă e eficient sau nu eficient? Trebuie modernizat. Păi despre ce vorbim? O centrală din anii 60 cu țevi din anii 60 pierde 2000 tone pe oră. Domnul, că dacă vrei spus semantic, ai să... Da, domnule, este ineficient sistemul, sunt pierde. Hai să modernizăm. Uitați-vă, a zis că eu că e așa. Aceleași companii, este și producția și ca sigur că da. Deci noi am venit să facem de râs centralizat și gestionează și producția energiei electrice. Și au un tarif, și au un tarif mult mai mic decât București. La Oradea. Vreau să vorbesc cu omul. Deci, a fost la guvern, a fost la noi, a spus, dacă rămânem în continuare, noi nu putem supraviețui. Era la Elcen, director economic. Am și nu s-a întâmplat lucrul acesta. Și noi ce-am făcut? Noi ce-am făcut? Am subvenționat în continuare energia termică, primită de la Elcen, cu un conținut de gaz în ea, ca și cum ar fi, sau precum a fost produsă într-un cazan clasic care produce numai energie termică. Nu știu cum să potrăzim. Asta e situația și astăzi. De urmă vine beleaua din coace. De cantitatea care se cumpără, din 100 de gigacalorii, media anuală este, a pierderilor este 32%. Deci din 100 de gigacalorii, știi? Să pierd 32, să pierd 68. Evident că sistemul... Dar dumneavoastră, cât pierdeți pe drum? La... Cât pierdeți pe drum? Că nu pierdeți pe drum numai de la între cel și furnizarea către vechiul agent termoenergetic, să pierde și agentul termic pe, până ajunge la în caloriferul doamnei, nu? Da? Da, vorbim de pierdere. Păi aia nu pierde. Nu, acolo e foarte mică. Da, nu e mică. Am vorbit de pierdere. Lăsați-mi să explice. De la gardul Elcenului, de la contorul Elcenului, până la contorul de bloc. Asta e pierdere. 32% media anuală. Iar, încă un lucru este foarte important. Să mă creșteți optimist, domnul Bugiu, anul trecut a spus de mai mare pierdere. Undeva pe la 50%, spuneați. Media asta. Păi, domnul Rășan. Îi dau un replay, cam aici, cum s-a dat. E 32% conform bilanțului energetic aprobat în anul cutare, pe baza datelor din anul cutare. Până atunci, de atunci până azi. Domnul director, avem materiale ce intră, ce intră în sistem făcut în fiecare lună. Acum 2 ani, dar 32. Astăzi nu mai știm cât e. Azi poate fi 35-37. Cât mai evoluat. Domnul Gherdan, sunteți de acord cu mine așa? De ce? Deci, acum 2 ani, da? Când s-a făcut bilanțul energetic, s-au făcut calcule, cifrele, era 32. Astăzi... 21, băi, în tariful radiului, acum sunt 32 și așa. E 32 referitor la datele de la un anumit moment. De la momentul ăla până astăzi au crescut pierderile, nu mai e 32, e un 34-35. Acest procent este unul dinamic
și în creștere, în funcție de pierderile fiecare luni. Când a fost actualizată ultima oară? Acum 4-5 luni. Pe baza datelor din ceară? Pe baza datelor, nu știu, a fost făcut pe ultimele 12 luni, asta este chestiunea. Deci 12 luni înainte. Din că lumea nu înțelege aici, nu înseamnă că se pierde energie într-un ritm mereu, mereu mai mare. Dar scad vânzările. Scad vânzările fiindcă s-au scurtat iernile. Toată lumea ne compară cu țările nordice. E o greșeală formidabilă. Fiindcă ei au iarnă, dar nu se vede inclusiv Varșovia. Uitați la temperatura medie orașului Varșovia. Și contează foarte mult dacă un sistem ai ce să vinzi prin el sau nu ai. Fiindcă eu dacă aș avea decizie mâine, aș hotărâ, dar de la întâi mai să oprească sistemul. Bro, să se înceapă dotarea cu mici producători solar sau mici cazane pentru producerea inclusiv cea electrică de apă caldă menajeră. Fiindcă perioada de iarnă, de vară, din 100 de gigacalorii care pleacă de la rece, se vând 28. Restul de aproape, nu 28, să zic, 32, cam așa. E 68% pierderea. Nimeni nu ține. Chiar dacă cele două companii vor fi unite, nu pot să supraviețuiască. Deci duc apa cu ciurul. Fică, cu cât scade o cantitate care o tranzitez într-un sistem, evident că performanța scade. Domnule, care-i soluția? Soluția este ca pe perioada de vară, așa cum fac și germanii din fosta Republică Democrată. Eu n-am fost acolo, mi-am pus colegii mei care au lucrat acolo, în Dresda și în Berlin, s-au montat cazanele, tot pentru sistem, era în 89. Nu lucrau sistemul pe perioada de vară. Adică nu-i rentabil să zici sub presiune monstru de rețea. Într-adevăr, aici are dreptate. Bun. E o practică în Europa. Bun, și aia cum obțin, doamna, deci vor să mă închidă apa caldă, da? Da? Și ce o să facă? Deci, în iunie, orice scoperiți, hai mă închide apă în caldă. A spus că o posibilă soluție. Dar nu e o posibilă soluție. Și dai efectul are asupra consumatorului. Domnul Doroșoan, dar nu oprești brusul de ordine. Dar cum o faci? Dați-mi și mie voie. Exact ce v-am spus. Cu tot respectul pe care l-am pentru domnul Ghiatan. Vede partea de transport și distribuție primărie. Unde vede pierdere. Vara, domnul Gherdan, se consumă energie electrică. Lumea dă drumul la aparate de aer condiționat. Este nevoie de energie electrică și culmea, vara, mai e și secetă și nu avem din hidro, se mai oprește și vântul și avem exemple cu PZU, da? Preț la energie electrică vara, de 3-4-500 de megawatts. Și atunci să ai centrale în București care să-ți producă energie electrică necesară, să asigure stabilitatea sistemului, pentru că există momente... Au fost momente vara în sistem când am pornit în condensație grupuri care nici măcar nu erau calificate pe bonus de cogenerare ca să ținem sistemul energetic. De asta spun. Aici e un puzzle. Situația actuală? Nu, domnule, dar aici este un puzzle. Energie termică, energie electrică. Da. Ele nu pot fi gândite decât integrat. În momentul în care le gândești integrat, vezi soluții integrate. În momentul în care vezi aici și nu mai dau apă caldă în oraș vara, se pierde nu știu cât, nu despre asta este vorba. Hai să vedem cum nu mai pierdem apă. Nu să oprim apa caldă 3 luni, 4 luni, nu ne mai spălăm, nu mai facem duș. Nu, ce spuneți, iară și eu. Nu, ați vrea și oprim apa caldă. Să spune bășcălie, domnul. În Germania se face acest lucru, dar face gândit, nu opresc apa că nu vreau să-i mai dau, ci pregătesc înainte sursele. Sincer vă spun. Fică timpul... Am înțeles. Nu sunt împotriva ce ziceți dumneavoastră. Eu spun doar că mai e altceva pentru noi să sunt dumneavoastră. Ce a spus e corect. Domnule, deci cât la sută din problemă sau din gaura asta financiară sau cum vreți să o luați, am rezolvat cu această soluție? Că mă gândesc că nu rezolvăm 100% problema doar cu această... Pe perioada de iarnă, pietrele scade la 23. Se face o media vitro, vara iarnă. Eu v-am spus anuale 35. Nu vă gândiți câtă apă se pierde, se salvează sistemul cu soluția noastră sau mai trebuie și alte lucruri puse în urmă? Deci trebuie reparată țeava ca să nu se mai pierdă. Da, așa vă. Deci trebuie reparată țeava ca să nu se mai pierdă. Domnule, nu trebuie să se repare țeava ca să nu mai pierdă. Dacă dumneavoastră veți vinde energia termică cu un consum de gaz, precum a fi produs într-un cazan clasic, nu se face nimic. De acolo trebuie pornit. Vreau să răspund la detaliul ăsta. Dați-mi voi o vorbă. Ce-ați spus, mi se pare de bun.
și din aia de date de rând. Păi haideți să facem altceva. Vara, să mergem pe turbine de gaz. Și nu mai facem cogenerare. Dom'le, dacă vezi montate. Sigur. Iar la centralele alte mici de cartier sunt foarte bune. Eu nu mai pierdem vara în mii de gigacartieri care aruncăm compania daneză. Să mergem pe altă sistem, nu pe cogenerare. Vara. Proiectarea sistemului de gaze. Da. Sistemul de cogenerare se proiectează pe necesarul de energie termică. Este conceput pe un consum de energie termică în jur de 11-12 milioane de gigatonii pe an. În prezent nu se vinde mai mult de 3500. Vă rog să un cuvânt foarte larg, vă rog să concluzionați două, trei soluții pe care le vedeți. Una ați spus-o deja cu apa pe timpul venit. Am înțeles-o. Ziceți și alte soluții pe care le întrevedeți pentru acest sistem, dacă aveți. Multe nu sunt. Două. O rămâne sistemul și se reabilitează producerea și rețelele, dar cu o mențiune. La producere nu mai poți să faci o dimensionare de producere în cogenerare mai mult decât pe necesarul de energie termică. Deci o reducere a electrică. Dar sigur, și un amendament. Nu știu cine va fi investitorul care a venit să facă pentru un consum de energie termică atât de mic pentru perioada aprilie. Uitați, avem investitori reprezentați de tânărul de aici. Sunt investitori danezi interesați de... Investitori danezi când o să facă curba. Când o să facă curba pasată. Și dumneavoastră sunteți unul. Când o să facă curba pasată. Hai să vedem ce domnul Ceresc. Bun. Am înțeles. Vă dau cuvântul. Mă rog. Eu vorbesc tare. Vorbiți tare. Da. Dar vreau să vă concluzionez ideea. Deci, aveți doar două soluții. Astea sunt. Altele nu le aveți. Astea sunt pică. Sau departamentul nu are una singură. Departamentul nostru are una singură, care s-a votat. Așa. Se pune în practică de reabilitare a rețelei de transport și distribuție. Bun, dar rezultatele pe care oamenii le văd, consumatorii, nu sunt grozave, domne, cu soluțiile astea. Dar cum se le bată? Cum vă imaginați voastră? Ce ar trebui să bată? Păi, repet, deci, dacă s-ar fi reparat... Dacă ai 900 de kilometri așa. Și hai că ai face într-un an 10 kilometri, așa. Dar nu se fac, e foarte bine. Auzi pe unii, voi face 100 de kilometri. Dacă se făceau în 10 ani câtă asta, în 30 de ani, deci dacă se făceau 10 kilometri pe ani, în 30 de ani, trebuia măcar o parte a Bucureștiului să zicem, domne, în drumul Taberei, domne, e rezolvată problema. Da? Și avem țelța asta care spuneți cu cabluri, cu dar s-au făcut zone întregi. Așa, care zonă, ce spuneți dumneavoastră, care zona Bucureștiului reabilitată este la parametrii pe care dumneavoastră vă așteptați să aveți pentru o capitală europeană? Mă rog. Nu poți să stabilești parametrii. Nu, domnule, spuneți-mi care zona. Dacă să spun ce vrei dumneavoastră. Păi nu, dar vă întreb. Deci unde este, unde în București? Sunt magistrale care au fost schimbate și unde intervențiile s-au minimalizat. Nu mai sunt. Nu că sunt. Dați-mi concret, care zonă? Luați Iuliu Maniu, făcut nou-nou, luați calea Deniței. Odată cu strada s-a făcut. Okay, deci înțeleg că calea Deniței nu sunt probleme și s-a rezolvat situația. Dumnezeu înseamnă că nu cunoaște situația. Trage niște concluzii, supreți dumneavoastră, fiindcă de la o magistrală, are niște ramuri. Sunt arbori care alimentează de la punctele termice, pe urmă e rețeala secundară. Nu știu. Nu vreau să vă jinez, dar fac o pregătire pe domeniul ăsta înainte de a pune întrebări. Bun, vă pune acum. V-am venit și v-am deranjat că v-am dat niște cifre. Nu v-am deranjat deloc. V-am lăsat să vă spune. N-am auzit pe nimeni să spună vreo cifră, sincer. Dacă ar exista niște studii publice, le-am ști care sunt cifrele. Și nu e obligația noastră să știm aceste cifre. Dumneavoastră, din departament, trebuie să le puneți la dispoziția cetățenilor și a tuturor celor comparativ cu oricare instituție. Comparativ cu oricare instituție, tarifele pe energie termică la rate, tariful de transport și distribuție, tarifele de producere la cifre termică, toate sunt transparente. De la mai operă, de pe dar ce vrei mai avem o discuție pe tarife doar? Ne-am întâlnit să discutăm un exemplu. Nu, dar păi ne-am întâlnit să discutăm sistemul, dacă există strategii pe acest sistem și dacă se poate salva. Dar v-a spus da.
Nu, a spus că nu există. Și ne-a mai spus domnul Purică că a lucrat la ceva prin 2004. Nu, asta spune că a lucrat la ceva prin 2009. Era făcut o confuzie. Domnul Purică a lucrat la ceva la nivel național. Unde am spus și două fraze despre București. Două fraze. Da. O să-i spun domnului Purică că a spus că a scris două fraze. Îl am acasă, nu sunt două fraze, asta e o jignire. Nu mi-a pot să spun niște lucruri. Dacă ne-ai calculat așa, îl am acasă. Dacă ne-ai făcut o analiză. Nu sunt două fraze, te rog, vă rog. De fonduri europene. Și am găsit pe site-ul de la Bruxelles că cu
niște fonduri europene netrase, nu? Sau da, posibil de accesat. Nu se pot accesa, are o participare doar 3%. Da, doar atât, 3%, care înseamnă la 200 de milioane. Bun, deci o posibilă soluție, fondurile europene, la fel ca și la ORAC. Următoarea soluție pe care o propun, așa? Am niște parteneri din Franța care lucrează în România de multă vreme, să venim cu acele incineratoare de deșeuri care produc energie electrică și energie termică. Atenție, se pot face doar în parteneriat public-privat și fonduri europene. Fonduri europene de care le accesează ei. Este ce vor și danezii, înțeleg. Da. Deja sunt la ora actuală la Cluj, lucrează, i-am prezentat lui Boc și Boc a fost de acord cu tot. Cu ocazia asta scăpăm și de cum ai venit București. Bun, deci propuneți incinerator de deșeuri care de dezărbească aceste... Atenție, ele sunt de ultimă generație, nu produc gaze, da? Au cele mai performante filtre și toate se pot realiza doar în PP. Partenerea public-privat, da. Da, și de fonduri europene se ocupă ei. O scurtă paranteză, în calitate de consultant pentru The Economist Intelligence Unit, pe PPP-uri, spun cu respect următorul lucru, că Europa de Est nu știe să facă contracte de PPP. Asta știu, asta știu. Și în general ce se întâmplă este profitul rămâne la privat și gaura și riscurile la stat. Asta știu. De aceea avem, permis să vă avem o echipă de specialiști care sunt de 15 ani în România. Și următoarea chestie, doamna, am de generația mea, care nu ne-am spus încă ultimul cuvânt în România, dar asta mare nevoie de noi. Am un prieten, un mare inventator, care a creat niște filtre de gaze, care reduce până la 35% consumul de gaze. Domnul de acolo... Da, la avem și pe domnul Horneț, de exemplu, care a creat o tehnologie care permite... Pe Peleț. Da. Pe Peleț, care deja e montată la Brăila. Mai multe. La Brăila, montată la... Că cunosc eu foarte bine că am fost colegi. La Brăila, la Constanța, împreună cu Universitatea Ovidiu. Deci, acele filtre pentru gaze, deci nu reduc partea termică și puterea calorică a gradului, ci le duc consumul până la 30%. Și doar că trebuie montat. Ce filtrează, domnule? Plus pirolisa. Ce filtrează? Deci, micșorează presiunea gazului, adică divizează presiunea gazului. E un tub cu multe găuri. Iertați-mi, despre care gaz vorbi? Despre gazul metan, care puteți intra calat. Și acel filtru scade consumul cu 30%. Da. Înainte de ardere sau mulțumesc? Înainte de ardere. Ok. Sunt testate, domnul. Eu sunt un tip punctual. Mie îmi place să discut pe ce am pipăit, am văzut și știu. Adică gazul metan de 98% mai... Gazul metan de 98% în rom se consume 2 litri de gaz. Să încălzești un apartament cu 10 camere, e aleatoriu. Consum cu un metru și jumătate mai puțin. Și ai aceeași căldură. Și știți care e sistemul? Bun. Vă rog, nu sunt eu specialist, nu mai e prieteni. Concluzionați, vă rog. În concluzie. Vă rog. Hai să vedem pe niște ceva, domnul Rășa. Exact. Asta eu vă monitorizez de multă vreme. Dar vreau să vedem că facem ceva. Că aici doar că vorbim... Sunt eu primarul... N-am valentăți de asta. Nu, la... Dar ideea este să facă autorități pentru ceva. Mă scuzați. În jurul primăriței Firea... E un grup de consilieri care te taie mărunt și până ajunge acolo pe mărunt. Nu mă interesează. Cine este? Cine nu este? Vă rog. Eu vreau, în primul rând, să trag o concluzie la această discuție și cred că ar fi foarte indicat să spunem și să punem degetul pe rană. Deci un sistem centralizat de înaltă eficiență, în primul rând, trebuie să fie... Vă rog, doamnă. În primul rând trebuie să fie unificat. Da? Să fie unificat, adică să fie tot într-o mână. Deci, producere, transport, distribuție, deci trebuie să fie totul într-o mână. Deci, ca el să fie foarte bun. Pentru că atunci nu se mai aduce pisica la urmă. Excelență, eu ne trag. Da. Aștept. În al doilea rând... Le putem împlini. Mă scuză, doamnă. Da. În al doilea rând trebuie să existe o strategie care... pe o perioadă de, nu știu, de exemplu, Grecia este o strategie din 1902.
Ea s-a îmbunătățit la niciodată și n-a venit la conducerea țării, la parlamentul lor sau ceau acolo. Ei au mers pe o strategie îmbunătățită. Deci niciodată nu a venit PSD-ul sau PNL-ul și a zis nu mai e bun ce au făcut noi înainte. Să avem o strategie, dar strategia care a făcut în primul rând, mai e. Lasă-ți dacă nu e nicio problemă. Nu, cine să facă? Deci, nu suntem concurenți. Să avem o legislație cu norme de aceea, să fie, să aibă norme clare. Nu să le lase la latitudinea fiecăruia după ureche. Deci am o legislație a mea 325 și știu clar că am norme de aplicare. Indiferent cine ești sau ce vrei, ai sistem de termoficare în zonă, te raportezi la termoficare. Vrei în altă parte, te duci în altă parte. Dacă ai zonele unitare, dacă ai legislația, ai legea, ai norme de aplicare. Și în ultimul rând, primăria capitalei trebuia să aibă un serviciu sau o direcție energetică în decurs de 30 de ani, să fi fost prioritară. Această direcție și domnul Ghiordane aici de față, au fost doi ingineri pe specialitate, domnul Geane și domnul Ghiordane, care niciodată n-au avut curajul să vină în fața primarului să spună. Păi, Ioana... Te rog frumos, când era Oprescu și am venit și ți-am spus nu e corect ce se întâmplă cu Radetul, ce ai spus? Nu pot să mă bag, că mă fac. Nu e adevărat, ce spui chestia asta? Nu, așa mi-ai spus când am venit cu Oprescu. Da. Ok, nu vreau să personalizăm. Deci, nu, rețin ca și idee că, în opinia dumneavoastră, și în opinia mai multor specialiști, admiterie și ce spunea domnul Purică mai devreme, că trebuie să există o direcție bine dezvoltată care să ocupe de subiect. Cu specialiști în energetică, nu de alt fel. Da? Aici suntem cu toții de acord. Da? Și atunci, indiferent ce primar va veni, această direcție trebuie să aibă un cuvânt de spus și să spună ce este bine și bun pentru populație, da? Să aibă curajul. Deci până se creează direcția asta, noi suntem la a doua dezbatere. Serviciul acesta de un an de 5 oameni. Un cuvânt scurt, vă rog, dacă mai aveți. Eu sunt Nicolae Zdurăm și sunt petrolist la origine, dar după ce am ieșit la pensie, am făcut o asociație de mai multe acolo, de biocombustibil, biogaz, bioetanol și biodiesel. Vreau să vă spun că noi trebuie să privim acest consum energetic al Bucureștiului în corelare cu Planul Național de Recuperare sau de introducere a energiilor regenerabile. În 2050 trebuie să înducem 80% trebuie să fie energie regenerabilă. Corect. Trebuie gândite aceste lucruri împreună. Și în 2030 trebuie 50%. Dar mii s-au ajuns la, deja la 98%. Nu mai folosesc combustibili fosili. Și trebuie să avem un plan de sortare a deșeurilor. Vreau să știți că acum încă în București s-a început ceva. Dar le-am întotdeauna crevat, deși astea menajere și sticlă și cartoane și moloz, nu putem. Deci nu le putem să facem o centrală biomasă dacă nu sortăm înainte de gunoi. E o nenorocire în București. Toate astea trebuie gândite integrat la nivel de București și toate planurile care am făcut noi astăzi sunt frumoase, dar dacă nu le integrăm în sistemul național și local de energie regenerabile și de sortare, nu am făcut nimic. Eu cam atât vreau să vă spun, dar biogazul, de exemplu, vă dau un simplu exemplu, înainte de 89 avem 400 de instalații de biogaz în România. Acum nu mai avem niciuna românească, toate le-am dărâmat, avem 22 străini. Bune și alea. Dar acoperă puțin. Înainte acoperam tot necesarul de, cum să spunem, de rezii, în special de la crescătorii de animale, de la juceni, și acoperam necesarul de energie local foarte bine. Eu, personal, susțin ce a spus și dumneavoastră de la primărie, combinație între sistem centralizat și local. Nu poate să unul să răspundă pe celălalt. Asta văd eu. Ok. Vreau să ridic ședința cu scuzele de rigoare adresate
adresate Ginei, care am vrea să dau cuvântul de final. Gina, dacă vrei să spui ceva, ți-aș da câteva propoziții cel mult.